Famalicao n-a jucat deloc și la Torenze puțin, nu. Poate că de asta are slăbiciunea asta. Nu știu dacă nu cumva va fi offside. Mekabijvili înscrie. Are motive să se bucure? Da, are motive să se bucure. Golul, primul gol din cariera gruzinului aici la Craiova. E cu roșu în calendar asta. Clar, dacă Ivan Vitensec ar fi dat și el una, două. Zona că nu cumva este offside. No. Are grijă aici Purvulescu. Se ocupă de Marinescu, asistentul de pe atacul Craiovei. Să nu uităm, are meciuri multe în Liga Campionilor, a campionatul european, asistentul lui Ișvan Kovac. Cred că trebuie să ne gândim puțin și la golul ăsta și la misiunea complicată pe care o are Prepeliță. Pârvulescu face o greșeală de începător. Bine, e oarecum începător, are doar 21 de ani. Are în față toți colegii și totuși el stă cu un metru jumate mai în spate, scoțându-i practic așa, din offside. Da, pentru... Este o greșeală mare, încă o dată. Da. Se poate întâmpla să nu vezi. Dar aici... E regulă la fotbal. Lateralii stau un pic mai sus decât centralii. Dacă e să fie breșe, să fie pe zona laterală, nu pe axul poți. Și de regulă centralul dă semnalul de offside. Golul e validat. Nu, dar se vedea oarecum cu ochiul liber. Mekabijvili face 4-1 și ei dă gol pentru Craiova. Da. Bine, Buzău pare adversarul ideal în care să faci tot felul de premiere. Încă o dată, fără să joace un fotbal urât. Numai că nu știu dacă este un fotbal realist. Asta este singura întrebare. Asta tot spun și eu. Cam ușor fluierat. Mekabijvili părea că a câștigat corect mingea.